Bună dimineața, bună dimineața din Hamburg, din autogară. E ora 6 dimineața, sâmbătă astăzi. Da, e sâmbătă, august, și mă miră faptul cum autobuzul a ajuns pe la 5:30, 5:20. Dacă m-am mai învârtit pe aici să caut toaletă, nu am găsit, am să caut. Nu am urgență prea mare, dar totuși. Am văzut că e deschis pe aici, pe la un kebab din ăsta. În general, în Germania și în toate țările astea, kebaburile astea sunt deschise sau non-stop, cum să mai zic. Am luat una Iran, îmi ia ordinea asta turcesc și o prăjiturică. Mi-a încălzit-o chiar. Și cam asta e micul dejun. Micul dejun de dimineață. Nu obișnuiesc să mănânc așa dimineață. Dar am dormit chiar bine. Nu am avut decât a doua oprire pe la vreo 3 dimineață, cam așa ceva. Am fost singur pe două scaune și a fost chiar bine, am dormit. Da, na, dormi în... Cum poți dormi în autobuz? Potrivit de bine. Mamă, ce bun e ăsta. Ce răcuritor. Nu am idee unde să mă duc. Nu am idee unde e centru. Să văd de unde am internet. Wi-Fi. Primăria orașului, care a orbolat steagul LGBT. Și ce să văd, am venit să văd o fântână, dar nu văd nici. Deci că e o fântână. Care fântână, tata? E 7 dimineața, nu e nimeni, parcă zici că sunt într-un film, un film apocaliptic, aproape de Rathaus, de primăria orașului Hamburg. Și nu e lume. Mai e de unul sau două persoane pe minut. Dar nu mai mulți. Foarte multe persoane dubioase, foarte mulți cerșetori. Te ia din gară în primire. Sper să mă lase cu marionetele. Am citit despre chestia că n-ai voie cu... Este total interzis cu orice fel de muzică amplificată. Acum nu știu, să vedem. Sper să mă lase pe undeva pe aici. Nu știu unde să stau. Am văzut câteva locuri, dar... iar nu sunt sigur. Asta mă supără un pic, pentru că nu știu unde să o să stau cu marionetele. Am să mă orientez un pic mai după amiază, cred că o să merg la hostal să mă odihnesc. Pentru că sunt obosit, am dormit bine de două zile, două nopți, așa că mă duc să mă odihnesc, văd ce să mai fac, mai dau o tură prin oraș, mai mănânc ceva și cam asta e ziua de azi, nu? Să vedem. Sau alte surprize? Hai să vedem!
Am găsit fântâna, dar... Am găsit fântâna, dar nu e apă. N-au pornit ăștia fântâna. Poate mai târziu o să pornească, na? E sâmbătă astăzi. Ar fi frumos. Dar nu știu dacă am să mai trec să o văd pornită astăzi. Nu știu, poate, poate. Dar, așa cum am citit pe net, are foarte multe detalii, multe statui. Și da, e în curtea primăriei, în spate, să spun așa. Interesant. Au câteva... Au terase cu scaune, mese. Probabil e un mini bar, restaurant cu terasă. Dar nu e țipă de om, nu e nimeni. Unde e lumea? Mers. Mi s-a umflat, mi s-a umflat tare. Aoleu. Deci. Aude. E, tocmai ce am făcut check-in-ul. Da, check-in-ul din nou, pentru că ieri la hotelul în care am stat, același, atunci, nu știu, acum două săptămâni sau o lună de zile, când a trebuit să găsesc cameră în Hamburg, am luat o singură zi, dar m-am răzgândit și am luat două. A doua zi, am găsit un pic mai ieftinuț, bineînțeles, dar a trebuit să fac check-in-ul din nou, pentru că a fost două zile diferite. N-a fost în aceeași cameră. Am găsit mai ieftin. Am trebuit să aștept până la 3, a zis să nu plec, m-am trezit pe la vreo 11, trebuia să fac check-out-ul la 10. Nu pot să zic că am dormit prea bine. Mă întreb acum spre centru, poate voi găsi vreun artist pe stradă și voi întreba unde pot sta. Da, sunt un pic emoționat, n-am fost niciodată aici în Hamburg cu marinetele. Să vedem ce o să iese, e ora 3 după amiază. Sper că la 4 să încep pentru 2 ore, mai mult pot sta. Bine, pe locurile care pot sta, am citit că pot 30 de minute, după aia trebuie să te muți 150 de metri mai încolo, mai departe de punctul care poți să stai. Și să mergem spre centru. Hai să vedem. Showtime! Simt elefantul cu trompa în sus. Asta e un semn bun. Înseamnă că o să am succes astăzi. Asta e bine, nu? When you're singing your sorrows. Nu am găsit încă loc unde să stau. Oricum nu e chiar în centru. E în centru, dar nu e lângă primărie, Rathaus. Pentru că acolo e total interzis să stai. E pasajul Europa, Europa Pasaj. Dar sunt în mijlocul sărbătoarei LGBT. E săptămâna lor. Știi, au de muzică, de fundal. Caravane, cu mâncare, cu de toate. Talk to your mind, talk to your...
dar trebuie să plec în altă parte. Trebuie să plec în altă parte pentru că nu vreau să risc. A trecut poliție la stânga și la dreapta, dar nu m-a spus nimic, s-a uitat și a plecat. Așa că trebuie să mă mut de aici. Nu prea am făcut bănuți, am să vă arăt. Nu știu cât o fi aici, vreo 5 pe 20, dar am primit și două bagnote. Este una de 5, una de 5. Deci, vreo 30 de euro, așa ca să mă mut în altă parte. A fost o zi bună, că nu a venit nimeni să mă întrebe, a trecut poliția, s-a uitat pe întreaga, dar nici nu s-a oprit măcar. Am mai trecut încă doi, nu s-a uitat, doar ce mi-era mie frică că o să mă lase din cauza la box. Dar nu s-a auzit tare, s-a auzit încet. Cum mi s-a părut mie orașul acesta? Un oraș nou, ce-i drept pentru mine, un oraș cu multă lume, e considerat al doilea după Berlin. Dar nu prea am văzut oameni, nu prea am văzut oameni unde sunt eu. Erau la fieste, la sărbătoare, fiind săptămâna LGBT. Da, s-a dus tot în partea aia, unde era mâncare, băutură și așa mai departe. Da, n-am făcut câți bani vroiam eu, vreau să fac 100, am făcut 40 și ceva, 45. Salutare din gara din Hamburg. De acum a venit autobuzul, a avut întârziere 10 minute spre Copenhaga. Și șoferul a zis că trebuie să așteptăm 10 minute până ne îmbarcăm. O mira, no da tiempo a echar un par de fotos. Claro, tiene par. Ahora qué hacemos, luego ya se pone el noise. Exacto. Facem un copac. Tipul se mănâncă o ciocolată. Am ajuns în Lübeck. Lübeck este un oraș în nordul Germaniei. Picturesc, un oraș mic. Facem un copac de 10 minute, apoi continuăm drumul. Vorbesc cu mâncarea gură. Da. E bine că mai ieșim un pic, e plin autobusul, deja se mai urcă oameni. Mai și coboară, bineînțeles.